Târgul de cariere este la 18-a ediție în Cluj-Napoca. Timp de 4 zile, clujenii sunt așteptați la Casa de Cultură a Studenților cu oferte de muncă în mai multe domenii. La această ediție sunt așteptate peste 5.000 de persoane. Ce aduce nou? Aduce mai mulți angajatori, aș putea spune. Domeniile variază față de edițiile anterioare. O prezență foarte mare în momentul de față ar fi domeniul de serviciu client. Se caută foarte mulți vorbitori de limbi străine, de la engleză, la franceză, germană, italiană, spaniolă, etc. În domeniul la fel de relevant și important și prezent aici la eveniment ar fi și cel din auto și automotive. Se caută foarte mulți ingineri și mecanici, electricieni, etc. În mare parte, companiile au venit pregătite pentru tineri, aș spune undeva segmentul 20, 30, 35 de ani. Majoritatea oportunităților sunt adresate acestora, pentru că sunt destul de variate și pentru cei fără experiență, dar și pentru cei care au ceva ani de experiență. Cele 35 de companii, alături de ONG-urile și universitățile prezente, oferă și programe de internship, voluntariat sau ghidare profesională. Pe moment căutăm business analysts cu limbi străine, engleză germană, engleză franceză, engleză italiană și senior business analyst pentru, cu poziții cu limba italiană. Nu căutăm neapărat oameni cu experiență, să vorbească foarte bine limbile străine și să aibă o gândire, să zic, logică. Săptămâna carierei continuă și cu târgul de cariere în IT. Acela va fi joi și vineri. Este un domeniu strict pe partea de IT celor pasionați de acest domeniu, cu oportunități de angajare pentru aceștia. Ce domeniu cauți de muncă? Domeniu tehnic, IT. În domeniu IT, mă rog, un domeniu foarte vast, dar putem să zicem IT, management, marketing. Sper să-mi găsesc un loc de muncă, însă nu cred că o să-mi găsesc la târgul acesta de joburi. Săptămâna carierei continuă joi și vineri cu târgul de cariere în IT. Aceste zile sunt rezervate exclusiv pasionaților de acest domeniu.